Am putea spune că urmează un meci cât în campionat. CSM Târgoviște va fi față în față cu eterna sa rivală Universitatea Goldiș Ichimarat, duminică 7 decembrie, în prima etapă a returului în sala sporturilor din Arad, ora 18:30. Istoria duelurilor dintre cele două anunță un echilibru în ceea ce privește valoarea loturilor, victoria fiind ajudecată în general la o diferență mică. În prima etapă din acest tur de campionat, CSM Târgoviște a primit vizita ardelencelor, care s-au impus cu 79-75. Conform clasamentului general, CSM Târgoviște a acumulat 24 de puncte în urma celor 13 partide disputate, dintre care a câștigat 11 și a pierdut 2, iar pe o treaptă inferioară se află Universitatea Goldiș Ichimarat cu același număr de puncte în cont și aceeași istorie, numai că cele două partide au fost pierdute în deplasare. Cât de greu e, pe atât de frumos e, pentru că n-am spus-o eu, basketul feminin românesc se reduce practic, sau basketul feminin românesc din ultimii 20 și ceva de ani, 25 de ani, se reduce la duelul dintre Târgoviște și Arad. Cele două formații sunt cele care și-au împărțit titlurile în ultimii ani, sunt echipele care domină cu autoritate întrecerea internă și ca număr de titluri și ca număr de cupe, iar după înfrângerea din prima etapă a turului, jucătoarele noastre sunt obligate să obțină un rezultat pozitiv, să-și iau oricum revanșa față de spectatorii târgovișteni care din păcate nu s-au bucurat de o victorie a favoritelor în prima etapă a turului. Conform calendarului competițional din Liga Națională de Basket Feminin, tehnicianul Dan Fleșeriu a avut la dispoziție 2 săptămâni pentru a pregăti în detaliu derbiul cu Universitatea Goldiș Ichimarat, timp în care a trecut la capitolul schimbări. În primul rând, atitudinea jucătoarelor și să lucrăm mai mult la încrederea în ele, pentru că în meciul cu Sfântul Gheorghe, 14 minute, era 11-11. Ele au dat 2 coșuri de 3 puncte și de acolo noi am pierdut încrederea, ele s-au dus în sus. N-avem voie, am făcut apărare bună, trebuie să facem apărare 40 de minute și dacă se va termina un meci 11-11 la sfârșit, nu contează, să dăm noi ultimul coș să-l câștigăm. Iată meciurile programate în etapa 14-a din Liga Națională de Basket Feminin. Atunci, vicecampioana României Universitatea Goldiș Ichimarat va mai avea un test de foc. Se deplasează miercuri la Brno pentru o nouă dispută din cadrul Ligii Europei Centrale la basket feminin, o competiție care în acest sezon strânge 8 formații, 4 din Cehia, 2 din Slovacia, 1 din Austria și 2 din România. Fetele portughezului José Araujo întâlnesc în deplasare gruparea cehă Valosan Brno, într-un meci contând pentru etapa a 4-a a grupei B din cadrul Ligii Europei Centrale la basket feminin.